Cum ți se pare aici? Te-ai acomodat? Da, deși nu pot să zic că mă distrez în vreun fel. Atunci cum te-ai venit? Am motivele mele. M-am săturat să ai mereu alte lucruri mai importante de făcut. Într-o săptămână e o tabără. E surpriză, e habar n-are. Care mai treabă cu tine și cu Shelly? Fă-ți-mi plăcat, totul bine? Ea e Smaranda, e prietena mea. Posibil fosta. Atunci aici de părinții voștri pentru a scăpa de obsesia pentru tehnologie. Iar primul subiect generează cea mai puternică dependență. Alcoolul? Nu, e ceva ce folosiți zilnic. Alcoolul? Telefoanele, dragă, telefoanele! Vorbim despre tehnologie, nu sunteți la alcoolici anonimi aici. Și de unde știți cui sunt? Voi face o investigație. O investigație la păcănele, probabil. Le treabă în altă parte și te reținem? Nu. Deloc. Chiar dă-te așa. Bă, puștule, vezi că crește adresa cabana Harry Potter mai încolo. Dacă noi primim asta, atunci poți ce mai mănâncă. La o gură. Am muncit. Hai, mă, ia-ți puțin. Nu. Bă! Bă, cu mâncare! Hai, bravo! Bine, bă! Ai fata să moară, bravo! Ce să ceva că mor aici? Sunătate de somnul de frumusețe. Da, tu chiar ar trebui să-l încerci, să știi. Să ne găsim timpul ăsta să te învăț care-i treaba cu femeile astea. Bă, ce ți-am zis, mă, să te duci acolo, bă, sărăcie? Hai, te duci la mașină? Încolo! Încolo! Îmi puși calmă! Știi cine era? Un fiu de camatar care m-a sechestrat. Băi, Aro! Polițaia cred că aici, în tabără, se întâmplă ceva ciudat cu angajații și cu copiii. Eu nu știu cine e aia, dar aia nu e gagica mea. Tocmai am zis că gagica, dar nu gagica, dar ce înseamnă asta? Bă, nu știu, dar mi se pare că se întâmplă ceva grav. Nu știu ce, dar e ceva grav, rău de tot. Dorian, am fost deja. Hai să plecă, Dorian, nu? E Dorian, Dorian, să plecă. De tine n-ai vrea să-mi fii profesoară biologie sau chimie să mă...